Ce se întâmplă într-un comitet de fapt? Care e rolul comitetului? Rolul comitetului este să-l ajute pe păstor să nu facă ceea ce trebuie să facă. Să vă dau un exemplu. Dacă, de exemplu, cuiva ar trece prin cap să cheme la noi în adunare un eretic să predice o pseudo -evanghelie. sau să crede, cheme o trupă de traumă și fraudare care să ne distreze într-o dimineață, da? Și să pune la vot în comitet. Dacă sunt 9 oameni, că așa ar trebui, nouă sau șapte să fie impar ca să poți, să poți, face la un moment dat, da? să iau o decizie. Da? Dacă ar fi 4 și 4, totdeauna nu mai vine sfârșitul lumii și nu mai decizi cel mai banal lucru, da? nici ce clanță să pui la ușă. De parcă asta ar trebui să discute păstorul cu comitetul. Dar oricum, cam asta e situația în teren. Și atunci, păstorul poate să zică, fraților, uite ce spune Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură spune asta, 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 despre diverse situații prin care trece adunarea. Fiecare adunare trece printr-o sumedenie de situații, da? o multitudine de situații. Uite ce spune Sfânta Scriptură despre lucrul acesta. Vreau să spune, măi, frațelor, ce tot atâta vorbărie aici? Haideți să supunem la vot. Fratele râde, da? Hai să supunem la vot. Și să supunem la vot. Pastorul bisericii poate să fie cel mai neprihănit păstor din țara asta sau din lumea treagă. Ascultați-mă, cel mai neprihănit om. Sau un alt frate din comite poate să fie cel mai neprihănit un om care cunoaște Scriptura, un om care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, un om care îl iubește pe Dumnezeu, care stă în post, care stă în rugăciune, care caută voia lui Dumnezeu, care are discernământ spiritual, care e chemat de Duhul Sfânt să conducă adunarea, nu de oameni. Poate să fie cine o fi el. Totul se rezumă la vot, nu la discernământ, nu la cunoștințele biblice, nu la faptul că are un argument serios biblic din cuvântul lui Dumnezeu pentru situația biblică. Nu zicem, mă, hai să nu pierde vremea, haide să votăm. Și în realitate, în realitate, oamenii duhovnicești, dacă sunt în conducerea bisericii, oamenii duhovnicești nu au foarte mare influență.